Bună ziua, începem această ediție cu prezentarea unei noutăți la editura Corint, Întoarcerea acasă, povestea adevărată a unui drum anevoit spre libertate. Slavomir Raviț, o carte cunoscută în România prin faptul că a fost ecranizată, un film de succes în 2010. Este vorba despre un destin extraordinar a autorului Slavomir Raviț și această carte a ajuns un bestseller tradus în peste 25 de limbi, tipărit în sute de mii de exemplare. Ce putem descoperi în această carte? O poveste a unui om arestat de temutul NKVD, serviciu secret rusesc, în Polonia lui natală în 1939, deportat în Siberia, nu departe de Iakutsk. Fostul ofițer de cavalerie reușise să evadeze din lagăr împreună cu alți 6 deținuți. După 12 luni de suferințe și tenacitate, în care au străbătut aproape 6500 de kilometri prin Siberia, Mongolia, deșertul Gobi, Tibet și Himalaya, 4 dintre ei reușesc să ajungă în India, realizând poate una din cele mai surprinzătoare și mai dramatice călătorii din istorie. Incredibila lor aventură a servit drept sursă de inspirație la celebru film The Way Back, Drumul spre casă, în regia lui Peter Weir, lansat în 2010. Un film care descrie suferința depășită de dorința de libertate și de dragoste de țară, o încercare a omului de a învinge natura și propriile lui suferințe. La editura Polirom, o carte interesantă de antropologie, Acasă, o istorie a vieții private. Mulți dintre noi trăim în confortul propriilor locuințe, fără să știm cum au ajuns acestea să fie organizate de-a lungul timpului, să ajungem astăzi să ne bucurăm de confortul care îl oferă o locuință, cu ce presupune aceasta, bucătărie, dormitor, baie. Pornind de la această constatare, autorul ia ca model propria casă pentru a reface îndelungata istorie a vieții private. Descrie pe rând camerele și obiectele din ele și ne arată în tot atâtea povești captivante cum au apărut sau cum au evoluat. Mai mult, întrucât în opinia sa, orice se întâmplă în lume începe și sfârșește în casele noastre, viața privată ajunge să prilejuiască digresiuni delectabile în istoria mare. Răsfoind-o, am văzut cum a apărut, de exemplu, capcana pentru șoareci, cum frigiderul, găsim despre perne, despre cu ce sunt umplute pernele, puf, pene, lână, smocuri de lână și de-a lungul timpului cum au fost înlocuite, care au fost motivele. O carte foarte interesantă, care ne trimite în istorie foarte bine documentată, cu o bibliografie impresionantă. Alte două cărți de la editura Polirom. Vom intra în subiect, să zic, într-un ciclu de cărți a unei serii noi, în prezentarea pe care o facem pentru dumneavoastră. Este vorba de seria de psihologie, cum ne educăm copiii și familia și rolul în educarea copilului, un volum coordonat de Elena Bonchiș. Psihologi de prestigiu din România au contribuit la editarea acestui volum. Am să vă câteva repere din cuprins. Perspective teoretice de abordare a copilului, familia și copilul cu cerințe educative speciale, familia și tulburările de învățare ale copilului, jocurile video, dependența și performanța școlară, familia și copilul dificil, mincinos, familia și grupul de prieteni, dintr-o abordare a unor specialiști. La fel cum este și cum ne educăm copiii de la 4 la 11 ani, un colectiv de autori prestigios, o viziune nouă în educarea copilului. Este vorba de câteva sfaturi pentru educarea copilului între 4 și 11 ani.
școala și activități extrașcolare, teme care dau dureri de cap, diverse aspecte legate de școală, despre mâncare, despre somn, aparatură electronică și jocurile, faptul că ne dăm seama, copiii cresc repede, viața funge pe lângă părinți, moduri de soluționare a unor diferende și a unor situații speciale pentru folositoare pentru educația lor, lipsa de politețe și limbajul vulgar, cum se tratează, cum este abordat timpul petrecut în fața calculatorului, banul de buzunar și obiceiuri pe care le au copiii. Continuăm cu David Baldacci, de la editura RAO, un alt registru, carte thriller, un autor renumit care alături de Nelson DeMille, Friedrich Forsyth, Ken Follett, îi depășește, ca să spun așa, David Baldacci, un autor italian. În această carte este vorba de patru prieteni care formează un club undeva la periferia Washingtonului. Cei patru sunt niște tipi excentriși, conduși de un bărbat misterios, la căruia îi se spune Oliver Stone. Aceștia studiază teoria ale conspirației, evenimente curente și machinațiuni guvernamentale pentru a descoperi adevărul, ce se ascunde în spatele acțiunilor oficiale. Eforturile lor nu se bucură de prea mult succes până când grupul ajunge să fie martor la o crimă șocantă și toți se trezesc prinși într-o incredibilă conspirație care se întinde până la cele mai înalte niveluri, în care intervin serviciile secrete. Cei cinci eroi până la urmă trebuie să facă față acestui conflict cu autoritățile. David Baldacci, un nume de referință în literatura de thriller, acțiune, tot la editura RAO, Agatha Christie, Misterul celor 11 zile, autor Jared Cade. Este vorba de un eveniment petrecut în seara zilei de 3 decembrie 1926. O femeie îndurerată a dispărut în mod misterios de la reședința ei. Este vorba de Agatha Christie, care a lăsat în cele 11 zile de dispariție un mare mister, fiind una din cele mai celebre femei din Anglia. După o săptămână jumătate a fost găsită într-un hotel luxos. Femeia nu știe ce s-a întâmplat cu ea, citește în ziare relatări despre dispariția ei și se întreabă și încearcă să înțeleagă ce s-a întâmplat, cum a petrecut. Opinia publică din Marea Britanie își pune problema ce consecințe și ce acțiuni, evenimente au avut loc în viața ei. Când a fost interogată în legătură cu comportarea sa ieșită din comun, soțul ei a intervenit pretinzând că femeia suferea de amnezie. Misterul din jurul dispariției fascinează și astăzi oamenii, chiar ceea ce rezultă este o poveste practic irezistibilă a unei femei aduse de o suferință personală la marginea disperării, dar care a reușit să se salveze și să devină una din cele mai iubite povestitoare ale secolului 20. Autorul încearcă să dezlege acest mister și în prefață chiar pomenește că i-a adus această cercetare o mare bucurie și o de a repune în discuție cazul Agatha Christie. Editura Litera, istoria românilor, scrisă de Ioan Aurel Pop, nu întâmplător fiind cunoscut de sigheteni, acum 2 ani făcând o vizită și participând la lansarea diplomelor maramureșene a lui Ioan Mihali de Apșa. Este o scurtă istorie foarte utilă pentru toată lumea, un manual la îndemână cu repere clare despre istoria românilor. Românii, zice Ioan Aurel Pop, și-au făcut istoria cum s-au priceput, nici mai bine, nici mai rău decât alte popoare. Istoria lor nu a fost pură sau imaculată, dar nici oribilă și plină de dezastre. A fost de toate felurile ca viața, fiindcă istoria înseamnă viață.
este important de știut că România există și ei între națiunile lumii, că au un stat sau chiar două state ale lor, cu un trecut bogat, cu Dunărea și munții Carpați, cu țăranii Maramureșului, uitați parcă de timp, cu mănăstirile pictate din Moldova, cu Blaga, cu Eminescu, cu Brâncuș, cu oameni care așteaptă să fie cunoscuți. Ei au un mesaj de transmis pentru comunitatea internațională și țin profund la mesajul lor. Și o altă carte la editura Polirom, Șuncă pe pâine, Charles Bukowski, renumit scriitor american, care unul din cei mai buni scriitori americani, nominalizat și pentru premiul Nobel. Șuncă pe pâine relatează cu umor savuros primii ani de viață a lui Henry Chinaski, nonconformistul alte reguli al scriitorului și experiențele maturizării sale în perioada Marii Crize și în ajunul celui de-al doilea război mondial. Romanul descrie într-un stil de vulgaritate adesea șocantă, care îl caracterizează pe Charles Bukowski, însă de o cuceritoare sinceritate și naturalețe, lupta sa cu o acnee severă care îi spulbere orice șanse la o viață socială normală. Charles Bukowski. Vom trece la seria Top 10 de la editura Polirom, Amos O, Să cunoști o femeie, un roman care aduce în prim plan nehotărârea lui Yoel, un agent al serviciilor secrete izraeliene, care după moartea misterioasă a soției decide să se retragă din servicii, să se izoleze de lume. Revăzând momente ale unei vieți conjugale mai mult sau mai puțin ratate, datorită meseriei lui, datorită conjuncturii sociale, politice din Israel, el încearcă să se trezească, să-și reconstituie din amintiri viața alături de soția sa, să-i descifreze enigmele și să se cunoască pe sine. Amos Oz, un alt scriitor nominalizat la premiul Nobel, poate cel mai important, sigur cel mai important scriitor izraelian, o lectură plăcută, un scriitor cu o acuratețe și cu care ne-a și vizitat țara de câteva ori în ultimii 3-4 ani. Și vom încheia această ediție cu o carte, o reeditare, dacă pot spune așa. Este vorba de o carte Repere istorice, Citadela Industriei Lemnului, despre istoria CPL-ului, istoria unui combinat. Autorul sighetianu inginer Gheorghe Iancu, fost director a acestei unități economice prestigioase, participând încă de la înființarea acestuia, la edificarea unei, aș putea spune, minune a tehnicii în industria lemnului în România și recunoscută de altfel și în Europa. O muncă prin care Gheorghe Iancu vrea să sublinieze că o bună parte din istoria acestui oraș ultimii 50 de ani se confundă cu această realizare economică, această investiție mare, importantă din Maramureș. Să nu uităm, în perioada până în 89, combinatul CPL era cel mai mare exportator de produse din Maramureș, contribuind undeva cu peste 50% din PIB-ul județului. Până în 89 au lucrat 6500 de muncitori. Autorul reușește să aducă în atenția noastră și transformarea acestui combinat, acestei citadele, de după Revoluție, în câteva societăți reprezentative pentru industria lemnului din România. O privatizare, ca dacă se poate spune, de succes, care s-a datorat în mare parte profesionalismului inginerilor și specialiștilor din fostul combinat, care au reușit să continue în diverse societăți comerciale o tradiție începută în 1890 prin prima fabrică de scaune din
Maramureș, de scaune curbate. Aș numi câteva dintre ele care sunt pe platforma actualului CPL: Primob, Sixtrat, Xilobaya, Viva, Transval, Mob, Comerpan, Constructpal, Global, ADA, Bronxy, nu întâmplător, care dau de lucru la 3582 de oameni, care realizează o cifră de afaceri aceste societăți de 77 de milioane de euro pe an. Deci putem spune că 3500 de familii trăiesc de pe această platformă industrială, care și din punct de vedere tehnologic, care a reușit să se adapteze necesităților economice și dinamicii din ultimul an, provocări adevărate pentru manager, pentru personal, se poate spune că este inima și motorul economiei sighetene, la fel cum Gheorghe Iancu a fost inima acestei apariții și acestei recunoașteri a specialiștilor, a tehnicii românești și din ultimii ani. Trebuie felicitat pentru efortul care l-au depus și sperăm să fie un exemplu și o carte de vizită pentru municipiul nostru și pentru alte societăți și alte domenii de activitate care, din păcate, foarte multe s-au închis și n-au putut să fie continuate în oraș. Vă mulțumesc și ne vedem la o ediție următoare.